Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la emisiunea de azi, unde o să pregătim pentru dumneavoastră un blat simplu, alb. Nu? Uite, cu de toate. Care o să ne ajute în emisiunile următoare să facem torturi însiropate. În emisiunea următoare o să facem cu ajutorul acestui blat un tort cu brânză dulce. Pentru el avem nevoie de următoarele ingrediente. 6 gălbenușuri de ou și 6 albușuri. Le-am separat ouăle. 190 de grame de făină, 170 de grame de zahăr tos, 3 linguri de ulei și 2 linguri de apă foarte rece. Luăm cele 6 albușuri, le mixăm. După ce ajung să se facă spumă, adăugăm încet zahărul și mai batem până când se topește zahărul. Sigur că da, tu o să pun. Albușurile s-au mixat. Uitați cum arată. Le-am mixat timp de 3 minute. Mixăm cele 6 gălbenușuri, teiul, cu cele, da, 3 linguri de ulei. Câte puțin, câte puțin, nu tot odată. Așa. Pune. Și mai pun o dată. Acum o să adăugăm și apa rece, tot așa. Așa. Am mixat și gălbenușurile. Și acum adăugăm încet gălbenușurile. Da? Le incorporăm ușor de jos în sus, în albușuri. După ce am incorporat gălbenușurile ușor, adăugăm și făina în ploaie. Să o cerneți întotdeauna făina când o puneți la un blat, pentru că trebuie incorporat ușor în compoziție. Am pus ultima parte de făină, o adăugăm treptat, încet, încet și incorporăm, repet, ușor, de jos în sus. Așa este compoziția rezultată pentru a face o tavă cu diametru de 22 de centimetri. Am tapetat baza cu hârtie de copt și am uns-o pe margini cu unt. Acum o să punem compoziția. Nivelăm, o împingem spre margini ca să se așeze mai bine și să iasă blatul nostru drept. Compoziția e pusă în formă. Am încălzit cuptorul la 180 de grade și o să băgăm la mijlocul cuptorului pentru aproximativ 20, 30, 35 de minute, depinde, repet, de fiecare cuptor. Deci temperatură potrivită să fie. Au trecut 25 de minute. Cum vă spuneam, depinde de la cuptor la cuptor. Uitați ce frumos a crescut. Dacă vreți să aibă o nivelare perfectă deasupra, deși nu are mare importanță pentru că întotdeauna partea de sus va deveni baza, îl nivelați ușor cu un cuțit înainte să-l băgați în cuptor, compoziția. Blatul nostru s-a răcit, l-am scos din tavă, așa arată. Da? Data viitoare, în emisiunea următoare, o să facem cu ajutorul acestui blat un tort. O să vedeți cât de multe torturi se pot face cu ajutorul acestui blat simplu, care ați văzut nu necesită punerea prafului de copt ca să iasă bun și se face, zic eu, de relativ ușor. Trebuie doar să mixați un pic mai mult albușurile și atâta tot. Nu pot să vă spun decât să ne revedem cu bine ca să facem tortul data viitoare. La revedere!